Bună ziua! Mă bucur să fim împreună să discutăm despre o altă resursă. Mă numesc Pellegrini Lila. Resursa pe care o prezint este la disciplina matematică, este pentru clasa 6-a și vom vorbi despre probleme care se rezolvă cu ajutorul inecuațiilor, de data asta, desigur, în contextul numerelor întregi. Să ne apucăm de două exerciții simple în care, efectiv, rezolvarea inecuației este foarte ușoară. Suma dintre un număr întreg și 130 este mai mică decât minus 15. Rezolvăm inecuația, necesită o singură operație și scriem mulțimea soluțiilor. Observăm deja o diferență. La inecuații avem mai multe soluții, nu neapărat doar una singură. A doua problemă îi tot similară, diferența dintre 5, 9 și un număr întreg e mai mare decât 19. Dacă rezolvăm iarăși această ecuație, aici să nu uităm că dacă o inecuație se mulțește cu minus 1, observați, din mai mare semnul s-a transformat în mai mic și am scris toate numerele necunoscute. O altă problemă care e tot cu o singură operație, și anume câtul dintre un număr întreg și 8 este cel mult egală cu minus 3. Aici, din cele multe soluții despre care am vorbit, trebuie să le alegem doar pe cel mai mare. Păi cel mai mare care verifică soluția este minus 24. Următoarea problemă, aici deja o să avem două operații, o inecuație cu două operații, iarăși obținem mai multe soluții, după cum vedeți. Voi, desigur, puteți să vă uitați, să opriți filmul și să încercați să rezolvați inecuațiile și pe urmă să verificați dacă ați făcut sau nu corect. Deci să vedem care sunt etapele rezolvării unei probleme. Avem prima dată, identificăm datele, pe urmă stabilim necunoscuta și încercăm să scriem relațiile dintre datele problemei, pe urmă transcriem în limbaj matematic relațiile, adică încercăm să scriem inecuația, desigur dacă am scris o încercăm să o și rezolvăm și după ce am rezolvat inecuația, interpretăm soluțiile și formulăm răspunsul. În final, verificăm soluțiile obținute. Să vedem pe o problemă concretă pașii aceștia. Vă invit să opriți filmulețul și să încercați să parcurgeți singur pașii și pe urmă să vă verificați. Deci avem suma a trei numere negative, impare, consecutive, care este mai mare decât minus 39. Trebuie să aflăm cele trei numere știind că cel mai mic număr este mai mic decât minus 8. Și este divizibil cu 3. Deci aici sunt datele scurt, ce știm despre numerele noastre. Am notat cu N cel mai mic număr dintre cele 3 și astfel, fiind numere impare consecutive, cele 3 numere sunt N, N plus 2 și N plus 4. Am scris inecuația, adică suma celor trei numere e mai mare decât minus 39. Am rezolvat inecuația și mi-a dat că n, adică cel mai mic număr, trebuie să fie mai mare decât minus 15. Și număr mai mare decât minus 15, impar, poate fi minus 13, minus 11, minus 9 și așa mai departe. Dar am avut două condiții despre numărul mai mic, să fie mai mare decât minus 8 și să fie divizibil cu 3. Deci numărul este minus 9. Și verificarea soluțiilor, într-adevăr, cele trei numere adunate ne dau suma de minus 39. O altă problemă, avem media aritmetică a
patru numere, dintre care un număr e necunoscut. Și media aritmetică este mai mare decât media aritmetică doar a trei dintre numerele date. Să calculăm numărul necunoscut știind că are cea mai mică valoare posibilă. Am scris în ecuația, am rezolvat-o, am aflat mulțimea soluțiilor, dar din toate aceste numere, numărul căutat este 29. O altă problemă. Sunt problemele clasice. M-am gândit la un număr, l-am împărțit cu minus 4, din cât am scăzut minus 8. La jumătate din diferență am adunat minus 5. Dacă pentru fiecare pas încercăm să scriem inecuația, obținem această inecuație, să nu uităm de utilizarea parantezelor. Aici aveți rezolvarea inecuației în mod detailat. Deci numărul x e mai mare decât 64, cel mai mic număr divizibil cu 6 este 66. Deci numărul la care s-a gândit băiețelul este 66. Ana și Maria cumpără o enciclopedie care costă 150 de lei, dar n-au bani suficienți. Banii economisiți de Ana sunt cu 10 lei mai mulți decât dublul sumei de bani pe care o are Maria. Au mai primit de la mama lor 35 de lei, dar nu au suficienți bani. Prima întrebare, care este suma maximă a Anei, care este suma maximă a Mariei? Dacă scriem inecuația și o rezolvăm, observăm că Maria are maximum 35, are Ana maximum 80 de lei. Dar și bunica le-a sărit în ajutor, le-a mai dat 12 lei, așa au putut să cumpere enciclopedia și le-au mai rămas și bani. Adică, pe lângă suma care au avut-o până acum, dacă adunăm acei 12 lei, deja obținem o sumă mai mare de 150. Adică ne dă că suma de bani avută de Maria e mai mare de 31. Cum trebuie să aibă o sumă divizibilă cu 11, înseamnă că Maria are 33 și Ana are 76 de lei. Și ultima problemă pe care o rezolvăm acum împreună este cu cei patru copii care încearcă să călătorească cu liftul, dar avem anumite informații și trebuie să ținem cont că liftul are sarcina maximă de 200 de kilograme. Dacă scriem datele problemei, Paul are x, Clara are x minus 15, Sorina are x plus 5 și Miruna ni se dă că are 37 de kilograme. Adică suma maselor la cei patru copii este 3x plus 27. Ca să scriem ecuația, înseamnă că 3x plus 27 mai mic sau egal decât 200, adică sarcina maximă. Rezolvăm această inecuație și ne dă 57,6. Adică Paul poate avea maximum 57 de kilograme. Și două probleme care vi le propun ca și temă. Încercați să scrieți pentru fiecare din cele două probleme inecuația și să o rezolvați. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Să ne vedem la o resursă viitoare. La revedere!